sunt 800 de elevi din toată lumea calificați, de la clasa a 5-a până la clasa a 11-a. Nivelul vostru de vârstă al Olimpiadei este cel corespunzător nivelului de învățământ din România. Olimpiada Internațională de Matematică are la bază un parteneriat stabilit între unități de învățământ din țara noastră și Universitatea din Petersburg. Din România s-au calificat pentru următoarea fază a competiției 5 elevi. Printre aceștia se numără și 3 elevi care studiază la Colegiul Național Traian. Performanța lor este cu atât mai importantă, cu cât la startul competiției erau înscriși aproape 1000 de elevi. Au participat elevi atât din fosta Uniune Sovietică, cât și elevi din Asia, Europa sau Statele Unite. În urma concursului avem bucuria să anunțăm, după prima etapă, că avem din România calificați 5 elevi, din care 3 sunt de la Colegiul Național Traian, un elev din București și un elev din Târgu Jiu. Suntem prima școală care aderă din România la acest concurs internațional și vrem anul viitor să extindem centrul de organizare și colectare pentru Colegiul Național Traian, pentru mai multe școli din țară și să invităm colegiile bune să participe. Absolut tot baremul a fost transparent, afișat și ei au putut să-și vadă lucrările, să le corecteze, să le comenteze și să înțeleagă ce înseamnă o redactare completă la un gen de probleme într-adevăr creativ și provocat. Pentru a putea să dea soluția la problemele din cadrul evaluării, elevii trebuie să dea dovadă și de multă creativitate. Un alt avantaj pentru elevii români este și acela că își pot testa și cunoștințele de limba engleză, întrucât subiectele sunt scrise în această limbă. Subiectele au fost la un nivel mai ridicat. Era evident, deoarece este Olimpiadă Internațională. Mi-a plăcut foarte mult subiectele. N-am mai văzut probleme așa frumoase, cele mai interesante de până acum pe care le-am văzut. Te-ai mai întâlnit cu ele, cu genul acesta de probleme până acum? Cu multe din ele nu am mai văzut până acum, dar totuși am reușit să mă descurc. Cât de mult crezi tu că te ajută participarea la acest concurs în viitorul carierei tale pentru tine? Păi mă ajută foarte mult pentru pregătirea, nu numai pentru olimpiadă, dar și îmi dezvoltă modul de gândire. Cine poate să ajungă acolo? Un elev care se pregătește cât timp? Ce trebuie să faci ca să ajungi? Păi evident trebuie să muncim foarte mult. Și deoarece m-am calificat la acest concurs a fost dovadă că am muncit foarte mult pe parcursul acestor ani. Următoarea etapă a evaluării internaționale la matematică este programată pentru finalul lunii ianuarie. La sfârșitul concursului, Universitatea din Leningrad îi trimite pe cei cu rezultatele cele mai bune într-o tabără de vară, unde vor aprofunda detaliile cu privire la leadership, însă vor acumula și noi cunoștințe de matematică.